Gabi, salut, Cristinel. Te salut. O să te duci să aduci iepușoarele din pășune, așa e? Da, mă bucur că ai venit și la acolo la mine. Îți mulțumesc tare frumos, îți mulțumesc de invitație. O să aduci iepușoarele încoace și... Facem o mică prezentare. Facem o mică prezentare, așa e? Mai interesantă, cum să zice. Da. Să trăiesc, domn Cristinel. Bună ziua. Și la mulți ani, domn Cristinel. Ia, cred că am nimerit bine. Da, vă mulțumesc tare frumos. Sunteți la mulți ani. Vă mulțumesc tare frumos. Din partea noastră. Vă mulțumesc. La mulți ani, Cristian. Așa. Toate cele bune. Bun. Bă, dacă n-am mâncat la prăjituri de la Paște încoace, pe unde m-am dus tot câte 3-4 bucăți? De unde? Unde? Și ai putut? Mă, omule, vreau să zic așa. Când am fost la domnul Dan, prăjiturele. Când ăsta, prăjiturele. Pe unde m-am dus? Bă, numai platouri adevărate. Am pregătit și noi ceva dulce. No. Dar e după ce filmezi. O să fac o poză, că am o prietenă în străinătate, să-i arăt, o zis, bă, tu mă înnebunești, mă, cu prăjiturile. Tu mănânci cât un tort întreg, dar eu nu mănânc cât un tort întreg, el nu așa zice, știi? Da, da. No, bun. Dăm drumul la treabă? Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru urare și pentru cazare. Cu drag și bine ați venit. Așa. Mergem. Bun. Așa, domnul Roții. Da, domnule. Aici băiatul dumneavoastră. O prins iepușoarele din pășune. Așa. Dacă e cineva ce merită un premiu, ăla-i Gabi. Uite-te aici, două iepe frumoase, ținute frumos. Am uitat să te întreb, Gabi, la ce sală te duci? De mesă. Că arăți bine așa pe braț. Trebuie la filmul lui Mircea îmi scrie unul acolo, știu, un băiat un comentariu face: "Bă, Cristi, Mircea mi-a făcut ca tine pe brațe." Știi? Da. Dar el omul nu știe că eu nu mai fac sală de 6 ani și mănânc verde, nu mai mănânc cu carne și tot. Cristine, eu dacă zic că mănânc sală de mesă, se vede? Stați să mă uit. Așa. No. Întoarceți-vă așa un pic. Așa. No, bine arătați. Ce vârstă aveți acum? Am. Arătați foarte bine. Bine, dacă se eu vă dau așa cam 24 de ani. Nu e rău. Ce beți? Așa. Și la Gabi dau 18. Cam așa. Așa-i? E faceți frat. Da. Fii atent. Asta e mânza Stella. Cât are acum? 4? Asta are acum, 4 ani. Foarte, fii atent, ești un om calculat. Asta. Ia pe-ai dat-o la montă anul trecut, nu? Da, și-au mătrit să fete. Deci o trecut de cei 3 ani în care trebuie să schimbe dinții. Da. La maturitate. La maturitate, frumos. La 2 ani încă scopile, încă fragile. Da. În dezvoltare. Asta. Bravo, fragile, oase, treburi, așa-i? Da. Asta provine din Eud, județul Maramureș. Așa. Și noi am luat-o din Vișeu, de la un prieten nostru, de la Florin Gageanu. Îl salutăm pe domnul Florin. Îi dorim sănătate. El acum cum stă cu caii? Are. Tot așa pe putem merge la filmare. Tot așa pe sistem, așa-i? Da, are bun. Păi ne punem o dată cu dumneavoastră și cu Gabi. Fii atent aici. Dina, ce vârstă are? 4 ani. Ele niciodată nu mai fost gestante, așa-i până acum? Nu, asta e prima, gestante. Bun. Eu știam că nu au mai fost gestante, dar am zis să te întreb în film. Da, nu mai fost. Aia e foarte mâncăcioasă. Aha. Foarte frumos a făcut iarba în 3 zile de ploaie. Incredibil. De aici e mai păscut. Adă păscut. Mhm. Aici pas de zi. Ținem afară cam de o lună peste. De o lună? Da. Dar aseară... Și iarna, de afară a fost zi. Pe timp de zi, aseară, afară. Aseară le-ai băgat înăuntru, nu? Da. Aseară le băgăm, că e toate rece. Încă e rece, mă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, dar chiar că e rece. Și asta provine din județul Maramureș. Ce ziceți acolo? Dacă nu mă bag eu cu trotineta mea pe acolo și nici nu trebuie să fac nicio dintre asta, o eschivă sau ceva. Nu. Ce zici, Gabi? Ha? Dar și fii atent dacă îți pui piciorul acolo și îți pune piciorul un pic pe picior. Apoi simt. Îți pun eu că așa ți se mulează pantoful. Dacă trebuie să-l bagi pe calapod înapoi, să-l duci la cizmar, să-l întindă, să-l dea cu alcool, să ciocănească. Putem porni?
Nu, aș vrea să le puneți așa una lângă alta, dacă vă rog. Domnul Loții, domnul Loții, încă două dintre astea, dacă ați mai pune jos. Ăla-i? Ou, nu-i bine. Hop, hop. Hai, hai. Cam câte kilograme are una dintre ele? Este una cântărie. Cam 900, așa-i? Au? Cu aproximație cam acolo, mă gândesc. Aha. Să văd pisa? Da. Aici atât sunt sportivi, Gabi. Toți sunt cu brațe, cu mușchi, cu... De la cași până la urmă. Așa. Stai așa să-ți fac și două, trei poze cu telefonul, te rog. Acum opresc camera și dăm cu telefonul și după aia repornim. Gabi, ce am vrut să te întreb? Eu știu cu ce armăsară ai montat, știu când, știu tot, dar vrem să te întreb eu pe tine. Ia pe les montate cu armăsarul negru cuarț. Alu, domnul doctor de la Turda. Așa? Trebuie să facem acum luna mai, asta în data de 8 și asta în data de 23. Așa. Au 11 luni. Noi sperăm să facem pace, să fie sănătoși și aleși. Le mai porți, le scoți ca să fac un pic de mișcare, să ai? Fiecare zi afară, la plimbare și ocazional le mai prim cu atelajul. Așa. Și dar nu foarte mult, că n-am timp. Alimentația e un pic mai pe... Fânt mai pe... și iarbă verde. Am înțeles. Deci pe ușor, cum să zice. Da. Îs pregătite de fătare, cum să zice. Exact. Bun. Poate și așa eu sunt un pic cam gras. Da, n-am ce face, că mănâncă foarte bine. Am înțeles. Auzi, un porc cum arată bine, dacă e slab sau gras? Gras. Și o femeie cum arată bine, dacă e slabă sau grasă? Între. Bun. Și noi bărbații la fel, trebuie să avem, să fim făcuți și fii atent. Numai să zic o chestie. Un pic e burtă. Nu așa. Un pic e burtă. Fii atent. La un moment dat, așa am auzit eu, o țipă și-a luat un bărbat frumos, sportiv, tot ce trebuie. Face, vezi, ai grijă cu abdomenul, să-ți fie abdomenul, că eu te-am luat sportiv, eu sportiv vreau să stai. Dacă îți crește burta, eu te las. Și eu cresc cu burta sau nu? Păi eu nu știu, o să fii stresat, omul să nu crească burta. Sport, abdomene de dimineață, de seara, tot felul. Da, da. Îi dăm drumul? Da. Ne crește burta, ce să fac? Ce de fapt? N-are nimic, ai bine. N-are. Așa. Da. E bun așa. Ne băgăm un pic pe salate și ne revenim. Unde aveți căruța? Căruțele? Spate acolo. Spate. Bun. Gabi. Da, Cristian. Aici la tine e ca la farmacie. Da. Eu ar trebui să mă învăț de la tine, să mă și obișnuiesc. Să-mi țin și eu ca la farmacie, dacă ceată mi-e groază. Știi? Că tot țara mă apucă să fac eu aranjamente. Părățenie. Fii atent, dacă îți faci ordine, ai ordine. Păi nu. Și dacă treții. Da. Păi e foarte ușor de întreținut, că dacă întreții, nu mai trebuie să faci curat. Sau ordine. Ce mașină, ce motor și-o dat drumul acum? Audi am eu. Aia se duce cineva cu el? Da. Cu cine le-ai curățat la picioare? Cu Traian. Cu care Traian? Le-a curățat din două. Traian aici, băiatul vostru de la Bistrița? Da, Traian de la Bistrița. Am auzit că e un poscovar bun. Foarte bun. Îmi place cum sunt curățate, frumos. Acum v-am crescut unghiile, că e cam de mult timp. Da, dar zic că conturul, știe băiatul, când se uită băiatul la contur. Acum mai s-a și ciobit, că umblă la verde, unde e mare, crește și... Mai dă pe un bolovan? Da, și ele sunt mari, sunt grele. Când le aranjați? Când le duceți la un poscovar? Păi acum am vorbit, când are timp să vină să le fac. Aha. Uh,
Ăla cum îi zice la Neaclău sau cum îi zice? Neaclău sau Neaclău, Betar sau... Îmi place așa gătarul ăla. N-o să ai o curea la pantalon ca Neaclău ăla, e curea bazată aia. Auzi? Nu-ți ters pantalon. Cum? Nu-ți ters pantalon. Păi eu de-aia zic. Ia să văd cum arată la grosime. Ai, ai, ai. Cine face Neaclăule ăsta? Să-l rog să-mi fac o curea așa. Vrei și tu. Ia, fii atent numai. Cristina, eu să fac ca de una în ziua ta. Dar nu mă, da. Dau comandă, dacă... Domnul Claudiu e la Dobriclă făcut. Dar fii atent. Claudiu Borodi. Da, uite-te un pic aici. Sunt lucrate bine. Lucrate frumos, cu sutură dublă, frumos, curea dublă. Păi cu asta, mă, omule, eu zic că poți să tragi orice cu ea, mă, nu se rupe. Fii atent, găurile făcute frumos și făcute pe aceeași distanță, vezi? Dacă pui... Se făcute pentru prachid. Da, dacă, da, da, omul le face și pentru client. Da, bineînțeles că face. Da. Cu asta se ocupă. Îmi place. Serios? Îl salutăm pe domnul Claudiu. Trebuie și la asta. Hut. Deci poți lega? Da, știu. Le poți lega? Să le leg? Da, cum? Fain, e fain. Nu, e fain, și da. Noi le-am văzut acum cu cozile dezlegate și o să le puneți cu cozile legate. Da, da, da. Să vedem un pic de șale, cum se zice. Așa mai greu. Astea te de la omul să le luat. Astea din alt loc. Astea de la domnul Zoli. Care Zoli? De la Satu Mare. De la Oragean. Se de la Satu Mare. Da? Da, e un tip Zoli care face așa ceva? A? Nu Zoli, Tibi Varga. Domnul Tibor. Am un cur. De la Tibor Varga le-am luat. Am 12 ani de la expoziție din Mare. Are el acolo un om care le face? Le face el. El le face. Da, da. Nu toată stima pentru el atunci. Îl stimăm și îl respectăm. Păi s-a pus el os? Păi și producător, nu numai comerciant. Nu, e producător. Nu bine, că mai are și alte produse. El produce hamuri, produce de toate. Eu am luat numai căpestele, hamurile le-am avut de la Oradea. Le-am cumpărat de la expoziție din Gilău în 2017. Aha. Am remarcat că aveți ceasuri foarte faine. Ceasuri faine aveți. Da, tot timpul ai tot alt ceas la mână. Nu așa trebuie. Asta e. Oh. Nu mi-ar displace să port și eu un ceas, numai... Nebunie cu ceasurile mele. Îți plac ceasurile? Foarte mult, sunt pasionat de ceasuri. Ai multe? Nu am. Cristina, eu cred că am 30 de ceasuri. Uite, eu sunt pasionat, dar nu am. Eu sunt pasionat și eu am. Eu am mai primit câte ceasuri și le-am dat cadou. Eu am primit și mai cumpăr pe lângă asta. Nu foarte bine. Am o cutie plină de ceasuri. M-am trezit, rău să schimb bateriile, nu costă. Trebuie scule bune, ieșim pe stradă. Ieșim la principal. Ai mai fost un grup ăsta? Am fost atunci când ați avut surii. Frumoasă mișcare a fost și atunci. Venim acum. Nu, du-te. Du-te că vin eu fain.
Doar nu merem cu cai cu minți, mă, nu merem cu... să ne speriem și din alea. Avem frâni în cap. Cum zice domnul Loțin? Avem și frâni în cap de nevoie. Da. Da, mă, omule. Nu vreau ca să mă, să laud sau să ăsta, dar... știu, foarte rar ai ocazia să stai într-o căruță și să ai așa e pe mare. În hămate. Ăla-i tata. Eu zic să sui iapa pe tomberonul ăla. Când au pus piciorul și s-a ruticelele. Ai văzut cum au văzut ceva nereulă? Da, ea, corp străin. Ceva dubios. Da, ca ei știu. De pe litra. Lasă-l un pic așa. Câteva minute. Când ați ieșit ultima dată cu iepele pe șosea? Ieri? Și cam câți kilometri ați parcurs? Cât facem și astăzi? Ia ca ai sport. Erau sus pe mașină? Da. Am ajuns așa că am venit de 10 ore. Iepele? Ia. Da, e foarte frumos. Astăzi e o zi frumoasă. Noi foarte doar de timp. Nu avem timp. Am un prieten s-a dus în Egipt și a zis că ăia sunt foarte relaxați. Ăia nu au treabă cu timpul. Ăia din Egipt de acolo. Aia foarte bine. Acum, cu atâtea utilaje, lucrăm mecanizat și tot nu avem timp. Mai de mult, când lucrăm manual, avem timp. Și care-i explicația? Nu o ziceți. Vrem să facem din ce totul mai mult. Nu suntem mulțumiți de cât facem.
Gabi, eu înțeleg că tu ai înscris cai la maraton, dar nu-mi pasă, mă. Nu-mi pasă, cum să zice la asta, mă, să intru în adrenalină, mă. Da, mă. Da. De muiebele, când prezint la lesă, așa se iasă mai. Și acum și bără pe toată. Fii atent, fii atent ce frumos își întinde picioarele. Ce frumos își întinde picioarele. Ambele, dar uite-te, asta mai grea, mai tare și întinde picioarele, observați? Da, uhu. Băiace cu mâna mică. Cum zici? Băiace cu mâna purtată. Aha. Dar eu zic că după un kilometru să... Nu uite. Să-și tu? A, și spre gata. Du-te, mă. Da. Și acum am picut mult mai rău, că n-au pe cobre. Și eu pe respirare. Gabi, în tinerețe ai lucrat și la pădure? Am lucrat. Hă? O prins finalul. Schimb, am lucrat eu. Am de la 13 ani am început să mă duc la pădure. Uite, mă. Te bagi pe stânga sau tot mai, no, mai merge în față un pic? Principal. Mm-hmm. Când ai jucat ultimul fotbal aici pe ăsta? Nu joc fotbal, că nu-mi place. Păi? Nu-mi place. Cum să nu-ți placă? Da, măcar portar, mă, băiete. Cum? Măcar portar, mă. Măcar. Bine, ești pe fotbal, aia, da. A? Aia e cea mai faină? Aia e cea mai faină. Băieții, da. Dar și cât e un cadru lateral. Mai dau, Seni. Nu fii atent dacă m-a lăsat, acum îți pornește drujba. Fă-i un semn să o pornească mai târziu. Dar e bun, merge bun. Dar de mașini în spate. Emoții pe drumul ăsta. M-a simțit așa, ai? Da. No, dar iepele le văd foarte liniștite. Dar totuși, nu, vezi? Drumul ăsta așa. Eu când văd cai la căruță, încetinesc, las omul să se ducă. Stau în spatele lui până îl văd că e relaxat omul, nu stresăm cai, nu stresăm oamenii. Ca este purtat. Vezi, uite-te, are, dă cu cap într-o parte, să uită, vede că vine, dar nu-i stresată. A spus-o vreodată pe aia altă mai mică în interior, nu, așa-i? Invers. Da. Nu le-am pus niciodată. Tot așa le-am pus. Tot așa le-ai spus. Și în schimb le-am pus cu singure, câte una le-am pus. Și singure, ce zic? Tot una, e ce noi trebuie să ne învățăm la căruță, să ne învățăm fiecare individual. Da. Mult mai ușor și se bază și mai bine. Fiecare are stilul lui. O să ne băgăm și pe un drum lateralnic sau? Da. Acolo unde s-a băgat omul cu Dacia. Nu, mai jos. Mai jos un pic. Thank you.
trebuie să ai scule bune la șosea, mai ales. Nu, Gabi? Trebuie. Trebuie să ai scule bune peste tot. Da? Nu, nu așa. Da. Dacă merg la pădure, trebuie să ai scule bune. Dacă merg la deal, scule bune. Dacă ai cai bun, scule bune. Da. Nu. Prima ieșire? Da. Asta dacă ți-am făcut o surpriză pentru tăi ziua. Da. Mulțumesc. E foarte interesant să le admir de sus din spate. Sunt foarte mulți tineri de-ai noștri plecați și oameni au plecat în străinătate la muncă, și-au vândut ferma sau și-au vândut animalele din cauza greutăților și se mai uită la noi din când în când. Și mai admiră și ei. Da, sunt mulți pasionați de care. Bună ziua. Vedeți, uite, oamenii s-au muncit o viață, au ieșit la pensie. Și acum stau liniștiți. Își trăiesc și ei. Da. Își trăiesc a doua tinerețe sau cum, domnul Cloțin? Da. A doua tinerețe? Da. Vorbim. Nu dai de vorbit la volan, stai cu luat telefon. A? Nu da. Nu v-ați uitat un pic mai așa către... Cum? Zic, stai că te s-a uitat așa un pic mai... Către tine, știi cum zic, Gabi? Că ce vorbești la volan în ăsta și nu-ți pui centură de siguranță și alte treburi? Anul ăsta au înflorit foarte frumos pomii. Așa ai? Mai înflori mai fain ca anul trecut, așa e domnul Loțin? Mai, că anul trecut de bine, ne-am uitat și noi aveam acolo livadă și ne-am uitat altă vadă. Și mai înflorit ca anul trecut, așa-i? Asta ce înseamnă? Ce asta? Înseamnă că avea rod bun. Rod bun. Ce ați pus în... Ce livadă aveți? De ce? Livadă de mere. Meri? Da. De-abia aștept să mănânc două mere când se fac altă noastră. Se bate vântul față. N-are nimic, lasă să bate. Să fluture tricoul pe noi. Bă, și dacă pierzi tricoul, nu-i bai, mă. Rămân la bustul gol, Gabi. M-auzi? Da. Apoi toate fetele bătrâne să uită după noi. M-auzi? De pe șosea mă refer. Știi cum zic? Acum ne mai facem câte o glumă să nu se supere lumea. Mai facem câte o glumă, mai... Ia, merg pe cealaltă parte. Deci trebuie să stai bine cu coloana, băieți. Trebuie să vă gândiți să faceți un sistem de... Eram să zic de propulsie. Un sistem de... Amortizare mai... O trăsură sport. N-ar fi rău. Rezolvă problema. A? Da, mă, da, e frumos cu căruța asta autentică, românească, făcută de voi. Mie mult îmi place căruța. Păi nu? Nu te supăra, mă, dar au mușchi. E pelestea pe ele, mă. Gabi, noi câți mușchi am avea, vai de capul nostru. Știi cum zic? Vezi ce-mi plac mie drumurile lăturalnice?
domnul Loții. Dacă poți opri, unde vrei, hai. Păi te mai poți opri, omule, nu tot unul pe lângă tine, altul mulge, altul rage. Fii atent, ăștia ce pomii soare. Piersici? Nu știu, nu smer. Hă? Nu smer. Cred că smer. Se poate. Ai, mă, omule, mă, de-abia aștept să mă bag pe lângă copacul ăsta, să ține minte punctul de... ăsta, să ne băgăm, să luăm. Mere? Păi nu. De aici, de la omul ăsta, de da, la... Da, da, la vară, la toamnă. A, da, de aici? De aici. De aici, da. Vis-a-vis de tractoarele astea. Da. Lua, repet. Pac, stai că se uită omul la film și o să zică, bă, o să pun eu aici ceva gard electric, da. Cum să pune la cai, să nu da, punem... Dar nu, nu mai punem, că dacă dispar mere, știi că nu mi-a fost. Știi că da, bine. Gata, nu, nu, nu venim la mere. Nu, zic că nu venim la mere. Nu venim. Teoretic, practic putem. Și acum dacă te duci așa pe aici, o să ieșim în... înapoi aproape de voi, așa ai? Nu, că ne întoarcem. A? Întoarcem. Ia uite. Ia uite cum ți-o sărutat prietena ta pe uite-te, nu mă dau imagine cum ți-o sărutat prietena ta pe umăr. No. Putem merge și pe ăsta, numai e cam mori păruț, așa. Drum de piatră. Hai, care? Nu te duc pe drum de piatră, că nu mă ne scutură. Nu pot cuvinte și nu mă ne scutură ce am mâncat noi, al alter simțim. Și ne scutură mâncarea noi. Trebuie să facem loc altă mâncare, nu? E, da, da, nu vreau să scuture pe aia de al alter. Știți cum zic? Bă, ce-mi place, uite-te, așa ni casele zbune, nu la principală, zbune la drumul lăturalnic. Nu știu. Că nu auzi tiruri, nu auzi zgomot, ieși ușor din curte, intri ușor în curte. Uite o curte frumoasă și-o pus omul aici niște mesteacă în frumos, în față. Da, ăsta e un om gospodar. Asta e un om gospodar. Asta e filmul nostru. Foarte gospodar. Un om gospodar, mă. No, uite, om ca ăla trebuie ales primar. Gospodar. Care are făcut... Are și el fermă. Are? Ce? Are. Ce? Ce are? Ce? Vaci, porci, au avut și cai. Și vaci. Mm-hmm. E, da... Auri. Mă, tai că tu o vrut ca să îngroși un pic, să... Da. Să accentueze. Accentueze că au avut mulți. Știi? Multe vaci. Fii atent, căsuță frumoasă. Făcută. Încă mai are omul de lucru. Da, nu am gardul ăsta, că bănuțul băgat. Da, Cristina, de aici am înescut cartofi la toamnă. Aici ați cartofi, dă-i? Da, da. Atâta până în spate, ai acolo? Nu chiar, nu chiar. De acolo e porumb. Mm-hmm. Să vezi destul. Da, băiete, frumos arată grădina. Mersi. Dar nu ai arată cu cai, nu? Tractor. Ia uite-te acolo ce iarbă bună, mă. Ce luțărnă bună, mă. Vezi? Fain, că o plouată, cum e cald, cred. Oi, oi, oi. În, domnul Loții, în două zile, în trei zile s-a ridicat iarba de jos, așa e maxim. S-a ridicat, da. A? Da, da. Două săptămâni trei costă luțărnă. Cum? Două săptămâni trei costă luțărnă. Mhm. M-a plângat pe timp. Da, asta nu e asta luțărnă. Nu, aici nu. Dar bă, cum ți-o putut săruta prietena ta pe umăr, bă, băiete? Ți se întâmplă des, mă? Depinde. Depinde de ce, mă? Ce facem, mă? Ne băgăm la terasă? Nu, mai zic că vrei să bei o bere. Bă, dar fain, fain locul ăsta de terasă, mă. A cui e terasa asta? Da. Al un prieten de-a vostru? Da, da, da. Da, da. Aici poți să și dormi, dacă vrei. Așa-i? O zară. Da, la pescuit. Fii atent care omul ăla, care tot ce trebuie. Da, da. Grozav om. Sistem de încălzire a apei pus pe casă. Deci omul nu plătește în jur de 8 luni, nu mai plătește apă caldă. Nici n-ar fi rău dacă și-ar face tăzi românii așa.
că și să ți se ridice, se ridică și costurile, dar și ăștia le ridică, le ridică vara, gazul le ridică vara, ca pe când intri în iarnă să fie scump. Fie scump. E ridicat gazul. Mm-hmm. Haide, ne peste vreo lună să ne putem filma cu mânjile în viață. Ai, mamă. Și dacă ar fi niște mânci negri, n-ar fi rău. Ce de domnul? Murci sau negri? Murcii cam așa se dau, așa e cam cu negru și cu murg, nu? Cam așa. Cristinel, din punctul meu de vedere, să fie și roz. Am înțeles, am înțeles. Asta e important. Da, da. Să fie aia pe loc. Nu e o regulă, fiecare montează cu ce vrea. Cu ce-i place. Ce-ți place. Da, dar regula... Regula, cum se zice la regula aia? Cu murg sau cu negru? Da, regula, cum se zice la regula? N-am cuvântul acum eu pe ăsta, l-am pe limba. Da, regula de bază e asta, nu? Suru merge cu negru și sur. Blondul merge cu blond, atât, nu? Nu? Și murgul merge cu negru și murg, nu? Să nu stai tu liniștit la livadă. Sănătate. Să nu stai tu liniștit la livadă. Uite-ți așa, ne mai vine un prieten pe la tine să-ți mai vadă livada. Nu? La livadă, la puișor. Da, cum? Următoarea comună de la Bața care e? Înspre Bistrița. E Reteagul. Reteagul și după aia Uriuș, ai? Da, da. Uite o căsuță frumoasă pe stil mediteranean. Mai are încă mai are de lucru, are. Are, dar e frumoasă. E frumoasă și fii atent și-a făcut omul intrarea în partea aia când bate soarele din dimineața până seara. Ah, și are și în partea asta altă intrare. Are și în partea asta. Da, trebuia să facă totuși în spate niște geamuri mai mari. Depinde cum e proiectul, dacă are în partea asta băile și bucătăria, nu stai ok. Da, e faza. Păi nu. Îți faci, îți faci un geam mare la baie. Gabi, câte băi să aibă? Două. Singur nivel. Ce poți să faci două? Una mare? Poți, stai, poți să faci câte o baie la fiecare cameră, dacă vrei. Nu o să vezi dacă vrei. Nu? E fain așa. Am un prieten așa, domnul Sandu de la Bihor, când am fost la Dânsoare Hotel. No. Hotel, hotel. Da, nu, la dânsul acasă. Are la fiecare cameră are baie. Aia lucru foarte bun. No. O zis, bă, Cristi, hai că dorm la mine, că... No. Hai că dorm la mine, o zis. Te pot caza la hotel, dar e o plăcere să stai la mine, să luăm masa împreună. Și am remarcat chestia asta cu o baie la fiecare cameră și are și de asta de haine. Da, la fiecare cameră. Aia e foarte fain. Da. Ai un musafir la tine, nu te întâlnești cu el la baie. Da, nu e o problemă acum, că avem răbdare, știi, bazi la ușă, da? Nu? Ei, da. Dar dacă poți să faci așa și ai posibilitatea... Domnul Cristi, a remarcat că ai mulți prieteni. Este tot prin țară, pe unde mergi, da, ești da, bine primit. Da. Sunt chiar cazat. Da. Știți cum e domnul Loții? Omul dacă vede că ești un om serios și dacă vede că se vede un om serios în ceea ce faci, el te apreciază. El te apreciază. Numai atâta mesaj am, numai atâta. Poate dacă am fi șofer, am fi și noi la fel ca și ei, am venit la fel ca și ei. Da, atâta un mesaj am eu pentru șoferii care vin din străinătate sau care călătoresc noaptea, mă. Aceea. Zim că ne-am suit în Ferrari, mă, băiete, ca să știu să-mi pun centura, mă. Domnul Loci, da. Numai un mesaj am pentru oamenii care călătoresc mult cu mașinile și, în general, pentru cei ce... călătoresc noaptea și vin către casă, către dimineață. Când a căscat a treia oară. Da. Bă, ai căscat a treia oară că ți-i somn, te-ai pus pe margine să dormi. Ce nebun lucru. Mă înțelegeți ce zic?
Nu stăm încăpățânați că mai am 15 km, că mai am 20 de km. Așa. Când îți ia somnul? Când ia somnul. Te oprești, băiete, și dormi. Ca să nu faci vreo problemă. Ce la mai? Alții sau ție? Sau ție. Apoi când o faci, apoi ți-ai făcut-o pe viață. Că apoi ți-ai făcut-o pe viață. Știi ce zic, nu? Așa e, da. Da. Nu. Deci foarte, foarte atent să fim cu durnitul. Când ți-e somn, să tragi pe parte. Ai căscat a treia oară, maxim a treia oară. Nu că cazi ca a patra oară, a cincea oară, a șaptea oară, a zecea oară. Dacă ești în căruță și ca a treia oară, ce să faci? Bă, în căruță nu-i bai, mă, că doar te întinzi în ăsta și te duc aici. Fain, ăștia nu, nu se duce pe parte. Și calul nu deviază de la traseu. Mai și deviază cu tine. Mai deviază, dar nu e același, aceeași mecherie. Un cal care poți veni la căruță nu deviază. Și mai ales când mergi cu el spre casă, știe drumul spre casă. Nu merge nimeni pe principală cu caii să doarmă la volan, la în căruță. Este mai de mult mergeai, dar calul îți ține aparte. Ai văzut-o acum? Mai știu. Eu n-am văzut acum pe principală. Se poate că mai încolo, la voi, la Suseni, sus la Bârgău, la Bârgău, în Bârgaie, da. Mai sunt zone care mai umblă. E, da, păi principală, doarme la volan, în căruță? Dacă acolo îl ia somnul. Păi îl ia somnul direct de la bar, îl ia bărmănița cu încă un client ușor obosit. Clientul prinde de picioare, bărmănița alea de aici, de umeri, și direct îl țăpă sus în căruță. Da, vezi că și... Dar știu eu că am văzut eu de astea, dar mai de mult când eram eu copil. Cum îl lua și îl arunca în căruță. Dar nu te supăra dacă calul ăla... Trebuie să-l iubești ca pe ochii din cap. Dar ăla cal e mai bagiocorit și mai maltratat, care îți face serviciul ăsta și te duce acasă și te iubește și te așteaptă la bar câte 8 ore. Că așa trebuie să le zic la ăștia, mă duc la serviciu. Unde merg, băiete? La serviciu. Ce faci? Am de ridicat niște sticle. Doamne, de mult face... Un cal să țin mai mult timp. Să apară conexiunea între om și cal. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Uite, aici niște... Ăla-i, tati. Ăla-i. Omul s-are înghețat în mașină. O muntă de pășicăre. Nu-i ușor. Da. Fii atent. Nu-i ușor la omul ăla să ajungă până la Suceava pe traseul ăsta. Deci... Are de mers până la Suceava, are de mers. Acum noi acolo pe zona noastră avem un pic noroc că te-ai urcat de la Gilău, te-ai urcat pe autostradă, te duci la Bistrița, scuză-mă, la Sibiu. Da, te duci la... Până la Rad. Da, mă, până la Timișoara te duci pe autostradă, foarte puțin, îți vreo 10 km pe porțiune. La pădure, la Foge. A, așa. Bravo. Unde? Acolo la margine, ceva de genul, margine zice acolo, ceva de genul. Foarte puțin te dai jos de pe autostradă. Deci de la Timișoara până la Cluj, să călătorești noaptea, în limita admisă, faci 3 ore. E bine. Nu-i bine? E bine. Și te duci pe bandă, nu ai stres cu nimeni. Mă bag eu cu golfușorul meu pe autostradă. Doamne, și... Sunt multe mașini, puține drumuri. Da, da. Pot circula. Da. Văd de multe ori coloana, mergând cu trenul spre Cluj, coloana de mașini în jur. Acolo, acolo la trecere, știi? Da, da, da. Da, când se pune la tren, trebuie să treacă trenul. Gata. Da, nici nu știu ce am vrut să zic. Ceva cu mașinile. Da, mă. Mă urc pe autostradă cu golfulețul meu și doi cu două Audi-uri negre. Unul îmi face blitz, dă-te, bă, fraiere. Adică să mă dau să repede să stau, mă bag în spate la tine, să-l las pe el să treacă, știi? O, eu, o, băiete. Hai să ne uităm. Zic eu, Gabi. O, băiete, când i-am dat una de pe loc, tati, s-a uitat ăla, știi? În fine, s-a băgat unul să mă depășească pe dreapta și abia la ții dintr-alea. Bun, m-au depășit la un moment dat și după aia când i-am depășit eu,
Am văzut că... Eu nu fac blitz niciodată, nu claxonez și nu fac blitz. Indiferent ce mașină are omul. Domnul Loții. Da. Indiferent ce mașină are omul, nu, eu nu fac blitz. Că dă-te, bă, că să trec eu sau de-alea. Trebuie să ai un pic de respect și de bun simț. Da. Și apoi când au văzut că cum merge mașina mea, n-au mai făcut blitz-uri deloc. Ei, nu știu dacă au mai... Am văzut-o că e ruginit așa, știi, pe la spate acolo. Nu știu că ceasul ca foto. Da, domnul Loțe. Da, domnul. Dacă mă supăr eu și-mi iau o mașinuță mică, da, care să meargă până în 300 la oră, ce ziceți? A? Nu știu dacă e lucru indicat. Așa e un pic, poți să-i dai pe autostradă așa un pic numai. Aia e o senzație. A. Știi ce zic, Gabi, nu? Că tu... Îți plac mașinile. Asta e de-a noștri? Cu roșu. A? Timișoara. Oh, poate ne cunoști de la Timișoara, că mai sunt, mai sunt oameni care ne cunosc. Da, sunt azi de cald. Când am fost la concurs la Călățeală, am dat mâna cu multă lume și ne spunea că ne cunoaște de pe YouTube. Aia de pe film? Da, da, da. Da, ne mai cunoaște lumea. Dar ce frumos le putem noi admira de aici de sus. Mai bine decât de aici nu le pot admira. Ce deși? E nicăieri. E culturistea. Cum? E culturistea ce venea. Îi, mă. Ce asta ai? Bă, omule. Dacă îți pune piciorul pe picior și nu vrea să se ridice, tu nu ți-l poți scoate de acolo. N-ai cum poți. M-am auzit ce zic? Mai ales dacă are și potcoabă. Da. De-are potcoabă. De-are potcoabă. M-auzi? De-are potcoabă. Gabi. Da. Și face și așa. Gata, la Neacoțele s-a întâmplat, de eu învârtit, eu învârtit. Cum? M-a călcat una, era mânșlat. Ai, ai, ai. Că și-a rămas un deasup piciorul ei. A? Ai a dat durere, tată. Până unde a simțit durerea? Da, nu are rău. Ha? Nu are rău să mă gândesc. Până în creier, așa-i? Până în creier. A. No, nu vă cumpărați o pere de papuci. Păi da, n-ai unde să vezi. În toată România trebuie să umbli să găsești așa. Rar vezi. Trebuie să umbli un pic în România. Eram să zic ca el. Nu vezi așa ceva în toată România. Știi cum zic? Păi mai vezi, numai trebuie căutat. Trebuie căutat, trebuie umblat. Ia uite-te aici o mașină frumoasă. No, cu asta ce poți duce să vezi cai, nu? Pe coclaul. Dar acum fă-mi puțin așa efectivul locul ăsta. O să scădeare. Caii? Da. Și animale, în general. Păi, în prim, să vă zic numai... Să vă zic numai rampa de lansare pe care v-a făcut-o. Deci, de... De 30 de ani sunteți... Suntem pe o rampă de lansare. Și da, în la vale. Da, da. Și în legătură cu cai, ce mai ține cai? La pasionație. Stați să vă explic numai, așa din trei cuvinte, cum cred eu. Noi, Uniunea Europeană, a fost o rampă de lansare, adică nu, de, nu știu cum să zic, au... numai atât în jos. Da, da, da. Și cu... au ăștia niște pârghii, gen, instrumente, și dă o pestă porcină, deja de 5 ani vă te ține sub pesta asta porcină. Normal că, normal că scade numărul animalelor, scade numărul animalelor. Noi în loc să urcăm pe scări, coborâm de pe scări. Da, bineînțeles. Da, asta a dat-o, vii? Ia, să eu murim motorul. Nu, lasă-o, mă, să-și pornească mașina, mă. Că nu-i pe cutia automată. No, ce vorbeam de băieții cu tirurile? Nu mai știi cu tirurile. Ha? Ai răbdare!
Să dai tu cu gornul, că tu vezi că suntem călare pe cai. Mai demult când aveam un cal, îți pășica existența. Acum trebuie să ai tu bani ca să-l întreții. Da. Păi acum o să fie, acum o să fie că băieții care au, să zicem băieții, nu, cine își dorește o să, din afaceri proprii, o să-și țină câte un cal sau doi. Exact. Acum pe sate mai sunt zone rurale unde își mai câștigă existența cu calul, mai au o văcuță, dar uite, de exemplu, pe Bucovina foarte multă lume și dau exemplu pe domnul Ion de la Volovăț, când m-am tot cazat la dânsul, tot timpul văcuța acolo, are văcuța lui, are animalele lui, găini, tot ce trebuie. Mănâncă de la el din fermă. Bineînțeles, deci mănâncă natural și eco. Își face, tot timpul își face... Ia. O brânzică? Hai mașina la spălătorie. Ce? A și spălat sau? Am un sucă de aia, deci trebuie să-i dăm ceva la doamna. Știi? Trebuie să dăm un bacșiș, mă. Păi nu găsești un spălător bun de mașini, mă. Nu găsești un spălător bun de mașini, tăți fușăresc. Aici la noi e deja este, sunt doi băieți. Și spală bine? Da, și este o șentă. Când mai ai drum, te îndrum eu. Drum așa, păi mă bag eu pe la ei. Cum vă băgați aici? Vă și băgați direct? Faceți semn. Faceți semn. Stați. Da, din urmă, asta nu știu. Stați acolo, bă, să fii foarte bă. Vine pe el, vine. Mă puneți barca. Acum vrei să urci pe pilot? Pe viteză sau pe încet? Du-te încet, să nu, du-te încet să nu zburăm. Du-te încet să nu zburăm, Gabi. Odată! Hai, băi, numai... Astea nu mă râd cu căruțuca, cu căruțuca asta mare, mă, nu mă râd cu ea în spate. Hai să vadă băieții că știi să vă mișcă. S-o văzut. Nu m-am dat anul ăsta cu căruța, Gabi, pe frigurile astea, unde să mă sui pe căruță? O vrut să mă suie pe căruță, dar bă, nu mă mai sui pe frig. Este el, m-am dat cu ele de vreo 4 sau 5 ori și m-am dat mai mult cu mânzul ăla care l-ai filmat pe la ciocolatul. Ai dat mânzuțul? Mânzul l-am văzut, de vreo o lună, pe zona la tine l-ai dat? În boxă, da. A, deci pe zona la tine, un mânz frumos. Ar mă sară în devenire. La domnul Ferry l-am dat la mânz. La Ferry? Da. El a fost primul client. Eu plăcut. Eu plăcut mânzul. Ce-o zis? Ăsta e mânzul meu, a? Ai auzit? Și-o mutat. Ai cu cliche de ăla de se blochează, așa ai? Da. A? Da. Nu, aia da, mă, băiete. Nu se mai deface. No, iepele s-au liniștit acum, așa ai? Nu ți se mai scutură, a? A? Nu se mai joacă și se scutură. Ia. Aia nu-s acasă, în siguranță. Pă, Gabi. Da. Mi-e așa cu drumul, într-adevăr, dar când am văzut iepele la căruță, ce frumos se duc. Sunt cu mință, nu mai trebuie sar, n-ai ce face. Bă, dar mai trebuie sărim, dar mai trebuie sărim și noi. Da. Știi cum zic? Dacă le-ai putea zilnic la căruță, zic că n-ar trebui sări, da? Gata.
Aici cu tatăl tău am servit un, o făcut doamna un pește, am mâncat o clătituță și am zis să o rugăm pe doamna să ne ajute să desfacem pachetelul. Da, e foarte frumos, e foarte frumos împachetat. Palat. Vă mulțumesc tare mult, eu nu v-am făcut niciun cadou niciodată. Cadou e prezența. Ai făcut gestul, Cristina. Da, e frumos împachetat. Oi, oi, oi. Și el și a trecut prin obuzia lui Gabe, ai contribuit și tu. Oi, oi, oi. Da, mă, dar de ce cutie, mă? De ce nu? Are 9 kg chestia asta. Și am în cutia asta, o cutie. Aoleo. Și după aceea o cutie. Până ajungem la medalion. Da, da, da. Stai. Ei! Să avem grijă să nu rupem. Hai de capul meu. Scoate-mi încet, încet. Hai să vadă băieții noștri cu cai. Numai să le... O mică amintire din patele ăsta. Foarte, foarte frumoasă. Tatăia ta. Cristina, tu ești acolo călare? Eu sunt călare. Trebuie să-mi fac rost de o chestie de aia, să-mi o pun pe cap. Când ies cu mașina, până trafic. Foarte, foarte frumoasă. Și făcut frumos calul cu detaliu. Cine a corbit pe catul? Nu, eu. Eu o să stau. Parcă seamănă un pic cu mine. Seamănă? Seamănă, seamănă. Oi, 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 fain calul. Vreau să vă mulțumesc tare frumos de cadou. Cum are plăcere? Un cadou foarte frumos. Să-l păstesc cu drag, să-i găsești tot. O să-l pun eu acolo, mai am un cal. Un căluț frumos din... Am venit întotdeauna din ce să luăm, mă gândesc că caii chiar de pe zi. Da. Caii fiind mai mult. Da. Gabi, îți mulțumesc frumos. Mare plăcere. Vă mulțumesc tare frumos. Mulțumim bunicii. Vă mulțumim, nu dăm imagine pe dumneavoastră. Nu. Numai vă vedem o secundă. Vă mulțumim pentru clătituțe și pentru tătătă. Cu plăcere. Să aveți, altă. Să aveți viață bună și liniștită. Mă sănătos să știu că până la 100 de ani. Vai, ferească Dumnezeu. Da, să vă duc o tură cu mașina aia. Dacă duce tot așa, poate trebuie până la 100 de ani. Odată când mă coți medite, dar în tăstă și suntem acolo în față bucătării. Abia când face, noi te mâncăm. Nu facă, mă, nu mai face că se enervează. Ba da, o să faceți, nu să vă enervăm deloc. Noi numai o să stăm, nu o să zicem nimica. Nu, dar dacă mâinile mâncați și vezi că nu-i nimic în farfurie, atunci... Da. Frata, să trăi până să soră Gabea, apoi și de mormâi. Nu mă sor mică. Dar de ce e sura? Aia în săptămâna care vine, săracul bunicul tu are 6 ani. Cum a trecut? Da. Gabi, mulțumim tare frumos! Cu mare plăcere! Cu mult drag, Cristinior! Ți-am așteptat la noi și cu alte ocazii. Vă mulțumesc! Sper că s-a plăcut excursia astăzi. Da. Tot mi-a plăcut. Dar în special gemul de caise.